Bun găsit! Hoții de mașini care făceau propăd în cartierele de lux ale capitalei au fost prinși de polițiști. De la începutul anului aceștia au comis mai multe infracțiuni de furt din autoturisme, cu precădere în zona cluburilor și restaurantelor din Herăstrău, Chiselev și Șoseaua Nordului. Este vorba despre un bărbat de 53 de ani și un altul de 30, care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cei doi obișnuiau să fure din mașinile parcate în zonele respective, în special laptopuri pe care ulterior le vindeau, cât și bani. Cel mai mare târg de joburi în domeniul IT are loc în acest weekend la Palatul Parlamentului. Este un domeniu foarte căutat de tineri, mai ales pentru că este și foarte bine plătit în comparație cu altele. Așa se face că din prima zi în care s-a deschis, târgul are deja foarte mulți vizitatori. Colega mea, Marina Filimon, este și ea acolo. Marina, ce salarii își doresc cei care aplică pentru joburi? Irina, bună ziua și bine te-a regăsit! Ce salarii? Salarii cât mai mari, cu putință am aflat de la tinerii care au venit astăzi aici. Într-adevăr, este cel mai mare târg, este cel mai căutat târg de altfel de cariere în domeniul IT. Sunt peste 60 de companii de top, companii de brand, care au venit pentru a încânta pe tinerii care sunt încă de pe băncile facultății veniți aici. Marea majoritate a tinerilor își doresc să rămână în domeniu, li se pare un domeniu al viitorului. Unii au fost modești că m-ai întrebat de salarii, alții nu prea. Unii au spus că un salariu de 3.500 de lei pentru cineva de pe băncile facultății ar fi unul ideal. În schimb, de la alți studenți am aflat că salarii de la 1.000 de euro în sus ar fi potrivite pentru un așa domeniu, pentru că implică multe altele. Este un domeniu vast, este un domeniu complicat, au spus alții. După cum puteți vedea, în spatele meu sunt peste sute de studenți. Ne aflăm la 17-a ediție de târg aici în București, aici la Palatul Parlamentului, și sunt foarte mulți tineri. Practic de la an la an sunt tot mai mulți tineri dorniți să rămână în domeniul. Ei bine, și astăzi și mâine târgul va fi deschis pentru tinerii dornici să aplice în domeniul IT. Mulțumim, Marina! Un urs a fost văzut azi noapte pe străzile din municipiul Ploiești, iar autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru a avertiza populația din zonă. Un alt urs fusese văzut în oraș în repetate rânduri, iar autoritățile au încercat timp de o lună să-l prindă. Primarul din Ploiești spune că zona este permanent monitorizată. Am și monitorizat zona, de data asta ne-a ajutat un pic și faptul că a plouat foarte mult în oraș și atunci am reușit, sau mă rog, în ceea ce înseamnă zona noastră, și atunci am reușit să ne dăm seama despre modalitatea în care se deplasează și locațiile. L-am identificat sau am identificat zona. Evident că suntem în stare de alertă, în sensul că monitorizăm și la ora 19 în seara asta începem din nou căutările. Este într-o zonă care are și pădure, deci este foarte simplu să și se retragă, dar intrând spre oraș, că indiscutabil era spre oraș. Data trecută, pe cel pe care într-un final l-am prins, am încercat cu tot felul de momeli, inclusiv mâncare și restul. Absolut deloc, nu s-a atins de ele. Dacă vă aduceți aminte, am pus și o cușcă. Doi tineri fotografi promovează în mod creativ și amuzant Jurilovca. Vrem un sat ca pe vremuri, ca al bunicilor noștri, unde să ne putem bucura de natura și de tradițiile transmise din generație în generație, spun Daniela și Marian Sterea. Cei doi împartă nu numai pasiunea pentru fotografie, ci și pentru tradiții, case și mobilier rustic, așa că au pus pe picioare o gospodărie adevărată, ca pe vremuri, cu rațe, capre, pisici și o pereche de alpaca pentru a ieși un pic din peisajul clasic. Piciu a venit în februarie și este deja vedetă, iar săptămâna aceasta i s-a alăturat o fetiță alpaca, Lulu. Sunt alături de noi așadar Daniela și Marian Sterea. Bun găsit! Bună ziua și bine ați venit în curtea noastră! Jurilovca, Tulcea, fix în buza deltei Dunării, delta continentală, de unde facem sfert de oră cu barca până la gura Portiței, până la Marea Neagră. Vă simțiți izolați acolo? Este greu să trăiești în Jurilovca? Doamne ferește, ne simțim ca în vacanță, nu ne simțim izolați, avem absolut toate condițiile de la oraș, avem canalizare, avem fibră optică, putem lucra de acasă, noi fiind fotografi, avem nevoie de un internet bun și asta ne este suficient pentru a putea lucra de la noi, de la curte.
Și o să vă rog să ne faceți o prezentare a gospodăriei de acolo, care, așa cum vedem și noi, este plină de animale. Este și o căsuță foarte frumoasă, verde, pe care o vedem în spate. Și o să vă rog să ne spuneți mai multe despre ea, că pare așa gospodărească. Este o casă gospodărească. Este o casă făcută din chirpici, chirpici realizați în cadrul unei clăci de chirpici, unde au venit 100 de prieteni să ne ajute să facem acești chirpici. Casa are cameră sus, camera în pod, are beci, saună, o sobă veche, replică făcută ca să pară veche, cum erau sobele pe vechi lipovenești, lejanca, dacă știi cine știe. Și apoi în spate vedem o altă clădire care se numea, n-am numit-o magazie, dar de fapt ne-a ieșit un atelier, birou, numai magazie nu ne-a ieșit. Iar aici bucătăria de vară, cu un cuptor de pâine și alte lucruri care pot fi băgate la cuptor. Mai avem rațe, găini, rațe japoneze, găini pitice, rațe cu moți, fără moți și așa mai departe. Și două căprițe, altine, salmon, acele căprițe care prin specificul lor nu au miros. Și două alpacale, pentru că acesta este pluralul la alpaca. Da, vom vorbi imediat despre Lulu și Piciu, dar aș vrea să mai vorbim despre un lucru care cu siguranță interesează pe cei care ar vrea să lase orașul pentru o casă la țară. Care sunt cele mai mari provocări? Ce a fost cel mai greu pentru voi să vă adaptați? Sau nu a fost problemă din acest punct de vedere? N-aș spune că am simțit greutatea, pentru că inițial am locuit mare parte la Constanța și apoi foarte puțin aici, pentru încetul cu încetul, până ne-am făcut confortul aici. Dar provocarea e să ai animale. Dacă nu vrei bătaie de cap, poți să mai ai pe mine sau pe Dana prieteni și nu-ți mai ai tu animale, ni le dai nouă și e suficient. Dar e mult de muncă prin curte, așa cum spunea ceva mai devreme, sunt și animale, dacă vrei poate să ai o grădinuță, aveți așa ceva? Da, cum să nu, sigur că da, avem sucul nostru de roșii, tăiem și un porc iarna, anul ăsta a fost unul mai măricel de 180 de kg, am făcut o tuntură, jumeri, avem tot ce ne trebuie din grădină, de la ardei, castraveți, murați, murături, pepeni murați și așa mai departe. Și beciul este la capacitate maximă, ca să zic așa. Câți ani a luat să faceți gospodăria așa cum v-ați dorit? Păi cred că de la punctul de la care noi am cumpărat de mai demult aici, de prin 2018. După aia, din pandemie, ne-a venit ideea că ar fi bine totuși să dăm puțin cu var pe aici, pe acolo, în casa veche, pe care o vom reface, dacă se vede puțin în spate. Și ne-a luat așa vreo 2 ani și ceva, să zic, până să ne mutăm întru totul aici. Și acum, dacă ar fi să plecați într-o vacanță, să spunem, are cine să se ocupe de gospodărie? Că asta e o întrebare pe care mulți ar adresa-o, da? Sigur că da, cum să nu. Am singurele lucruri care nu sunt sistematizate, sunt caprele. În rest, toate animăluțele am de la gard electric, unde să nu vină alți prădători, să nu plece animale din curte, cum sunt alpacalele care sunt liberi, camere de luat vederi și singurele care nu au autofeeder, rațele au ușă, se închide singură după soare, le pot da mâncare pentru 7 zile la găini, la rațe și la alpacale, dar la capre, într-adevăr, e nevoie de o prezență umană și asta înseamnă 10 minute dimineața, 10 minute seara, adică nu e mare muncă. E fezabil. Așa, și am ajuns la subiectul alpacale, le vedem în spate pe Lulu și Piciu. Piciu e venit de mai puțin de o lună și e deja vedetă. Piciu e cel din față, Piciu, care mănâncă. Piciu ne-a băgat în umbră, ca să zic așa. În sensul că dacă pe noi ne cunoșteau oamenii până acum ca fiind fotografi, nu mai suntem noi vedetele, este Piciu și acum Lulu. Nu e nimic, nu e un lucru rău în asta. Ce am observat, că și noi aveam de gând să facem cumva, să aducem copii să se bucure de ei până după ce trec de partea de dresaj, că o să vrem să-i dresăm, vor foarte, foarte mulți copii, chiar și plâng copii, ne trimit audio, că ar vrea să-i vadă pe Lulu și pe Piciu.
Ce am observat că dacă vine o persoană mai matură, se cam sperie de ei, nu de noi, de alți, de ce vin din exterior. Dar dacă un copil vine în fugă spre ele, nu se sperie absolut deloc. Da, și asta, care sunt asta regulile? Că e pus. Da, da, ei simt probabil bunele intenții ale copilului, dar dacă e să vorbim despre modul în care pot fi crescute aceste animale, alpacaua se adaptează ușor în România, pentru că pare așa o noutate. Știm că în ultimii ani a început să devină apreciată, căutată, dar cum se crește o alpaca, ce riscuri sunt, dacă există vreun risc? Da, pentru cei care doresc să-și achiziționeze, este foarte important să se documenteze înainte, pentru că nu este un animal foarte simplu. El este ușor de întreținut, alpaca, dar de reținut ce este foarte important este că alimentația lor este diferită decât cea a caprelor, pentru că cu cât le dai mâncare bogată în proteine, cu atât ele se pot îngrășa și se pot îmbolnăvi. Așa că exclus boabe de porumb, avem furaje speciale cumpărate pentru la sac, peleți, fără lucernă, chiar și uscată. Iubesc foarte mult paiele, chiar dacă vedeți acolo, e un balot de paie acolo uscat. O alpaca mănâncă un balot și jumătate de paie pe lună, caprele mănâncă aproape de 10 ori mai mult, așa că cu ele nu ai multă bătaie de cap. Foarte important că ele sunt animale de turmă și au nevoie să doarmă noaptea. Dacă iei o singură alpaca, nu ai cum să... Nu vor fi în siguranță, pentru că nu vor dormi, vor fi în pericol, pentru că le fac la somn cu rândul. Le urmărim seara și le și filmăm și vedem că doarme o oră piciu, apoi doarme o oră lulu și astfel se pot odihni. Dacă e singur, se îmbolnăvește, ba de ficat, pentru că stă treaz mai tot timpul, fiind un animal prădat de tot felul de animale de vânătoare, și niciodată o alpaca singură să nu cumperi. Pentru că la fel, e minim 2 sau 3 ar trebui să ai. Bine, dacă iei una o săptămână și apoi încă una, nu cred că e capăt de țară, dar e bine să ai minim 2 sau 3, pentru că ele fiind de turmă, ele vor dormi mai mult, ca să zic așa, printre altele, și au nevoie să fie ca o familie. Și sunt cuminți, nu știu, există vreun risc să atace o alpaca? Nu. Dacă vă întrebați dacă scuipă, nu. Ele scuipă și în deosebi lamele sunt mai scuipăcioase. Scuipă atunci când sunt în pericol. Când se simt în pericol, am citit undeva că o alpaca ar putea fugi de cineva care ar dori să o vâneze până moare. Deci nu se oprește și apoi se odihnește și fuge mai departe. Fuge până moare. Adică ea are în ADN-ul ei cumva o chestie că ea trebuie să se protejeze și să scape de prădători. Nu sunt animale rele, sunt blânde, sunt dresabile. Am luat și un lat special pentru un ham special. O să-l punem câte puțin, să învățăm ca să putem să... putem să-i manipulăm mai ușor. E cam mărișor, dar poate fi animal de companie până la urmă, dacă e atât de blând. Da. Trebuie tunse de 2-3 ori pe an. Prima tunsoare trebuie să fie undeva la final de aprilie și undeva, dacă depinde de zona în care locuiesc oamenii, ar trebui să vara umbră. Noi avem o zonă pe nord aici, o să facem un graj drăguț, dar până atunci o să le facem un lăcaș la umbră, vara umbră, și iarna căldură le trebuie. Adică să nu fie o magazie din placaje iarna, că nu ai făcut nimic. E o nevoie de temperatură constantă, atât vara cât și iarna, să fie un echilibru. Câți ani au Lulu și Piciu? Amândoi sunt la 7 luni și ceva, iar maturi vor fi pe la 1 an și jumătate, cu aproximație. Deci mai cresc, se fac mai mari de atât. Puțin de tot mai cresc, dar ca maturitate, dacă am cam perechere, montă, vor putea face pe la 1 an și jumătate. Și încă un aspect, noi o să îi despărțim la un moment dat în două țarcuri diferite, cu despărțire de un gard, pentru că dacă îți iei, e bine să-ți iei ori femele, 2-3 femele, ori 2-3 masculi. Știu că pare ilogic, dar am studiat și cam așa este. Ea fiind la ovulație tot timpul anului,
puiul sugând până la 6-7 luni, cel puțin, masculul o să încerce în continuare să vină la femelă să continue procrearea și femeia are nevoie de puțin timp până să se răcorească puțin. Da, anumite reguli, dar cu siguranță cei care vor să cumpere o alpaca s-a pierdut semnal, în schimb îi vedem în continuare pe Lulu și Piciu. Suntem din nou în direct, e în regulă. Așa, voiam să mai întreb un lucru. Care ar fi recomandarea din partea voastră pentru tinerii care vor să facă același lucru? Să lase orașul, că e vorba de București, de Constanța, de oricare alt oraș din România și să cumpere o gospodărie la țară. Care sunt recomandările și la ce să fie atenți? În primul rând, sfatul meu este ca oamenii să facă ce simt, nu ce trebuie. Că dacă mergem pe linia așa trebuie și așa e bine, cu siguranță nu vor ajunge unde consideră că le este bine. Dacă simți că vrei să te bucuri de natură mai mult și să treci puțin de partea asta a urbanului aglomerat, de care noi știm foarte știm foarte bine cum stă treaba, pentru că ne plimbăm de pe aici pe acolo, prin țară și în afară și mai departe, avem nevoie de puțin aer să respirăm. Și nu mă refer numai la aerul fizic, ci și la spațiu și și la faptul că să mângâi în fiecare zi un animal de care te-ai atașat și s-a atașat de tine, schimbă puțin lucrurile și felul în care vezi viața, pentru că știm viața e scurtă și vrem să ne bucurăm de ea cât se poate de mult. Așa că nu o să mă împiedice faptul că sunt puțin murdar pe bocanci acum, am și bocanci curați, la schimb imediat, pot fi imediat orășean, și mă simt foarte relaxat cu blugii de pe mine puțin prăfuiți prin curte și să meșteresc și să fac tot felul de chestii și să dau drum la capre, o să le dau drum la capre să alerge prin curte. Dacă vreți pot încerca asta, s-ar putea să iasă show. Vrei să dau drum la capre, Dana? E în regulă, Daniela, dacă facem asta? Hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Căprițele sunt mai năzdrăvane, așa, mai obrăznicuțe? Ia să vedem. A fost iarnă, n-am avut grajdul gata și l-am adus aici aproape lângă noi. Noi ne bem cafeaua acolo la geamurile a 4 și ne uităm la capre și la alpacale dimineața. Da, și Piciu vine la geam să vadă cum beți voi cafeaua. Piciu vine la geam și dă cu botul în geam să pupe geamul. A, așa, avem și căprițele. Căprițele se înțeleg destul de bine cu Piciu și cu Lulu, da. Din câte vedem. Alergă prin curte pe aici, da. Ia să vedem. Și vin toate acum. Așa, ce simpatice. Așadar, am avut o transmisiune specială în direct din Jurilovca. Puteți urmări pe rețelele de socializare Daniela și Marian Sterea. Pe TikTok, și pe Instagram, Facebook, Marian Sterea, Lipovenesc, Daniela Sterea. Și puteți să-i vedeți acolo pe Piciu și pe Lulu cu toate năzdrăvăniile pe care le fac. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Și mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim, la revedere! Și mergem mai departe. Acum, schimbări în Europa, centralele termice de apartament vor fi interzise. Asta după ce Parlamentul European a adoptat directiva în acest sens. Măsurile au fost luate pentru a reduce consumul de energie din sectorul apartamentelor. Astfel, toate noile clădiri ar trebui să aibă emisii zero din 2030. Va trebui să schimbăm toate centralele pe gaz până la momentul respectiv. Vestea că centralele de apartament vor fi interzise în UE conform unei directive votate în Parlamentul European nu a picat foarte bine pentru români. Cât despre efecte, acestea pot fi benefice atât pentru mediu cât și pentru cetățeni. Cu toate acestea, măsura ar putea produce schimbări semnificative. Pe lângă faptul că reducem poluarea, asta ar trebui să însemne și costuri mai mici pentru încălzire, pentru că pompele de căldură sunt mai eficiente decât gazul. Noi suntem obișnuiți cu gazul pentru un comportament pe care l-am avut noi în ultimii ani, să spunem. Am asociat întotdeauna gazul cu formă ieftină de încălzire, dar nu mai este ieftină. Facturile sunt foarte mari la gaz, statul plătește foarte multe compensări pe zona asta. Deci avem soluția tehnică, avem timpul necesar la dispoziție, sunt mai scumpe decât o centrală convențională pe gaz, să-i spunem. În schimb,
Există un fond foarte mare la dispoziție pe care România îl are pentru tranziția la energia verde, încât această tranziție, de fapt, să se întâmple pentru cetățeni cu un impact mult mai mic decât ar fi să schimbe acum, să spunem, centrala Altechie pe gaz. Încă o măsură care îi ajută, de fapt, pe cetățeni. Uniunea Europeană este aliat cetățenilor în momentul de față. Forțează schimbarea și forțează factorul politic din România să direcționeze banii în direcția corectă. Măsura adoptată de Parlamentul European are obiectivul de a elimina complet centralele termice pe bază de combustibil fosil până în 2040. Directiva a fost aprobată cu 370 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă și 46 abțineri. Iar pentru a deveni lege, aceasta trebuie să fie aprobată oficial de Consiliul Uniunii Europene. Președintele PNL Nicolae Ciucă și delegația partidului continuă turul în diaspora. Liderii PNL au discutat cu antreprenorii locali despre provocările mediului de afaceri din Spania și despre oportunitățile și obstacolele întâlnite. Nicolae Ciucă le-a transmis întreprinzătorilor disponibilitatea pentru cooperarea cu autoritățile spaniole, în așa fel încât oamenilor de afaceri români să le meargă mai bine. Nicolae Ciucă le-a dat asigurări că până la sfârșitul anului și cetățenii români stabiliți în Spania vor putea deține dublă cetățenie. Este un demers inițiat chiar de liderul PNL în timpul mandatului de prim-ministru. Spania mai are asemenea acorduri cu Portugalia și Franța. Fenomen astronomic spectaculos. Specialiștii avertizează că am putea avea parte de o explozie nucleară anul acesta sau cel viitor. În plus, în această perioadă, cerul va fi încărcat de stele. Nu va avea niciun efect asupra Pământului acest fenomen, pentru că se află foarte departe sistemul respectiv. 2600 de ani lumină înseamnă de 2600 de ori 10.000 de miliarde de kilometri. Deci nicio șansă, doar vom vedea o stea în plus pe cer. În sistemul solar T Corona Borealis ar putea avea loc o explozie nucleară anul acesta, anunță specialiștii. Fenomenul ar putea avea loc datorită faptului că pitica albă de lângă steaua principală acumulează atât de mult gaz, încât din cauza temperaturii va produce o deflagrație de proporții. Cine este atent în zona respectivă, constelația Corona Boreală, va putea vedea steaua respectivă. Și știm că la fiecare 80 de ani se întâmplă așa ceva. Și noi, cei care suntem acum în viață, n-am mai văzut, pentru că s-a întâmplat acum 80 de ani, dar așteptăm să se întâmple. Oricând se poate întâmpla și azi, și peste o lună, și peste 3, și peste 5, dar așteptăm să se întâmple cândva anul acesta sau cel târziu anul viitor. În plus, dacă privim cerul în această perioadă, vom avea parte de mai multe surprize. Se vede foarte bine planeta Jupiter, se mai vede o lună de zile după care dispare și seara se vede iar la toamnă. O să se vadă luna în săptămâna asta și cealaltă foarte bine, foarte frumoasă este prin telescoape. Și în principiu încă se mai văd constelațiile de iarnă, Orion, Steaua Sirius. Este interesant că se văd iarna, acum e primăvară, încă se mai văd puțin, dar vor dispărea și vor apărea de-abia peste vreo 6-7 luni, așa că cine vrea să vadă cerul de iarnă, nebuloasa din Orion, Pleiadele, trebuie să vină acum cât mai poate câteva săptămâni. Corona Borealis seamănă cu o stea dacă este privită prin telescop, însă în realitate există două stele care sunt atât de apropiate încât nu se pot vedea separat, fiindcă se află la o distanță de 80 de milioane de kilometri una de cealaltă. O boală rară face ravagii în Japonia. Infecția cu streptococul Pyogenes i-a surprins pe medicii din Japonia, care încearcă să depisteze care este cauza răspândirii bolii care a făcut deja victime. Infecția se manifestă la început ca o răceală. În cazul de față nu vorbim de o bacterie rară, este streptococul, mai exact streptococul de grupa A, care dă de cele mai multe ori infecții, indiferent de vârstă, mai ales la copii. E adevărat că în unele situații, și aici discutăm de ce s-a întâmplat în Japonia, poate fi o formă severă, se numește șoc toxic, care apare în infecție streptococică, cum se întâmplă și la stafilococ. Și, într-adevăr, când apare acel șoc septic, mortalitatea este categoric mai mare. O infecție bacteriană rară, dar periculoasă, se răspândește cu rapiditate în Japonia, iar experții se străduiesc să găsească motivul. Cu toate acestea, medicii spun că, momentan, situația din Japonia este mai mult o atenționare. Nu cred că există loc în lumea asta unde să nu existe și infecții severe, apropo de șocul septic.
și de multe ori nu are nicio legătură cu transmiterea pe cale aerogenă. Până la urmă, o infecție streptococică poate să plece de la leziuni cutanate, poate să plece de la multe alte posibilități. Nu are nicio legătură ceea ce fac ei în Japonia. Până la urmă, trebuie spus în felul următor. Nu înseamnă că este un capăt de țară, înseamnă că au ceva mai multe cazuri, ci își pun problema să fie atenți, în așa fel încât în viitor să nu aibă probleme mai mari. Bacteria nu reprezintă momentan un motiv de îngrijorare pentru Europa, susține medicul Adrian Marinescu. L-au copiii, l-au adulții, doar că de cel mai multe sunt formele ușoare. Amigdalită, pneumonie, mă rog, poate să fie inclusiv meningită. Deci aceste infecții noi le avem zi de zi, doar că cele mai multe sunt forme ușoare și nu presupun această complicație. Este totuși de așteptat ca infecțiile să depășească numărul record de anul trecut, în timp ce îngrijorarea legată de forma mortală a bolii este din ce în ce mai mare. Rezultate dezastruoase la simularea bacalaureatului. 4 din 10 elevi nu au reușit să ia nota 5 la simulare. Notele sunt mai slabe decât în anii trecuți, când 7 din 10 obțineau nota 5. Pentru a promova examenul din vară, elevii trebuie să ia 5 la fiecare probă și minimum 6, media totală a celor 3 probe. Din acest moment, elevii mai au doar câteva luni să se pregătească în speranța că vor lua o notă mai mare la examenul din vară. Ca de obicei, aceste probe au generat și tradiționalele perle. Aproape 40% dintre elevi nu au luat notă de trecere la română. Rata de promovare la proba obligatorie a profilului a fost de puțin peste 64%, conform datelor publicate de Ministerul Educației. Anul acesta, în total, la simulare au fost înscriși peste 146.000 de elevi din clasele a 12-a. Peste 13.000 de elevi nici măcar nu s-au prezentat la probele de limba română și peste 20.000 la proba obligatorie a profilului și proba la alegere. Rezultatele înregistrate anul acesta de elevi nu sunt deloc îmbucurătoare în comparație cu cele de anul trecut. De data aceasta, promovabilitatea pentru fiecare probă s-a situat la aproximativ 60%, o scădere semnificativă și vizibilă față de anii trecuți. Astfel, la proba de limba și literatura română, în anul 2022, aproape 70% dintre elevi au reușit să ia mai mult de nota 5. În 2023, 79% promovaseră, iar în acest an, procentul abia atinge 60%. Astfel, anul acesta, 4 din 10 elevi nu au reușit să ia nota 5 la limba și literatura română. În ceea ce privește proba obligatorie a profilului, mai exact matematică sau istorie, și aici rata de promovabilitate a fost de 64%, un procent mult mai mic decât anul trecut. Cât despre proba la alegere a profilului, procentul celor care abia au reușit să obțină nota 5 a fost și el mult mai mic în comparație cu anii trecuți. În concluzie, aproximativ 40% dintre elevii care s-au prezentat la simularea bacalaureatului nu ar fi promovat examenul. Ca în fiecare an, de la examenul maturității nu au lipsit perlele adolescenților. Unul dintre elevi consideră că Riga înseamnă Craiul Ciupercilor, iar Crypto sugerează ceva ascuns. Este ca un luceafăr întors. Enigel înseamnă înger și Lapona sugerează că ea este o locuitoare din nord. O altă cerință de la simularea examenului de bacalaureat a fost de a explica un motiv pentru care teșghelele librărilor din Paris sunt amplasate până în mijlocul trotuarului. Răspunsul unuia dintre elevi a stârnit amuzamentul profesorilor corectori. Motivul este că cărțile, ceea ce nu a fost cumpărat, acolo este vânzat mai ieftin și așa cei mai sărac pot să citesc cărțile. Accident în mijlocul capitalei petrecut cu puțin timp în urmă. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de descarcerare au fost acolo. Două autoturisme au intrat în coliziune. Traficul în zonă este și el afectat. Mai multe ne spune chiar acum Marina Filimon, se află la fața locului. Te ascultăm, Marina. Irina, bun găsit, bine ai spus, la fața locului noi ne aflăm în trecere, practic e în premieră pentru noi accidentul de aici, e un accident destul de grav după cum puteți observa, două mașini au intrat în coliziune, persoanele de la volanul autoturismelor nu au suferit traumatisme, am aflat, nu știm foarte multe detalii în momentul de față, din spusele polițiștilor de aici de la fața locului, autoturismul galben ar fi fost cel care ar fi cauzat accidentul, au fost mai multe autospeciale, am vorbit inclusiv
inclusiv și cu una dintre persoanele care se aflau în mașina albă de aici din fața mea. Este o tânără în vârstă de 18 ani care spune că a fost luată prin surprindere de șoferul despre care vă vorbeam adineauri. Accidentul s-a produs fix aici pe strada Știrbei Vodă, între Sala Palatului și Ateneul Românesc. Vom reveni și în jurnalele următoare cu mai multe detalii, pentru că ne-a luat și pe noi în surprindere acest accident. S-a întâmplat exact în fața noastră. Marina, mulțumim și punem punct aici jurnalului orei 13. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV, noi ne revedem la jurnalul orei 20.